atunci o să vă spun că am moștenit frumusețea angelică de la o bunică, o prințesă originară din Polonia. Părinții au vrut să se facă medic, ea și-a dorit să fie atletă, dar soarta a decis să fie actrița care a îngenunchiat o mulțime de inimi. Cezara Dafinescu, femeia visurilor, care încă le dă fiori bărbaților, a trăit o viață incredibilă. În 5 ani, celebra actriță, care a fost prietena Zoiei Ceaușescu, i-a pierdut pe toți cei dragi. După moartea fulgerătoare a omului iubit, s-a luptat cu lacrimi și cu bulimia. Dar scena i-a dat puterea să se ridice mereu. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Toată viața mea a fost așa plină de neprevăzut. Uneori și acum mă întreb dacă nu cumva a fost lecția mea de viață. Gelul, știi că prea mi l-a luat. Uneori îți vine să urli, știi? Între 2002 și 2007 i-am pierdut pe toți. Toate sunt așa de efemere încât, acum ți-am spus, am ajuns la maturitatea, îmi place să spun, în care știu să aleg. Și aș da, nu știu ce aș da dacă aș putea să iau viața de la capăt. Știi, spunea cineva într-un film că, nu, când a fost filmul ăsta, când să ne naștem bătrâni și să devenim copii. Am fi mult mai înțelept și am ști să... Benjamin Button. Da, da. Și am ști da. Să trăim fiecare clipă. Aș vrea să dăm un pic timpul înapoi și să ne întoarcem acolo unde ne place cel mai mult, în copilărie. Pentru cei care ne privesc acum și nu știu, v-ați născut la Sibiu. Da. Într-o familie unită, mama fiind doctor, tatăl fiind general de armată. Practic m-am născut când m-am născut eu. Mama era proaspăt absolventă de școală. Și a trebuit să plece să învețe. Da, m-am născut întâi pe mine și pe urmă după 3 ani s-a dus la facultate. Și v-a crescut bunica? Bunica m-a crescut, bunica... Avocat de meserie. A fost avocat, dar cum pe vremea aia, dacă aveai anumite boli, la 40 de ani și la pensie și atunci a devenit mama mea de fapt. Și bunica m-a ajutat și m-a crescut și cu ea am petrecut cei mai frumoși ani. Trăiam copil blond și vioaie și mâncam, rupeam roșiile din grădină. Cum vă spunea bunica? Bunica îmi spunea Marinela. Marinela. Marinela și... Bunica era o doamnă, mă rog, îmi povestea. Știm că provenea și dintr-un neam de prințesă poloneză. De prințesă poloneză, pe atunci eu nu credeam. Erau basme din astea și ori îmi vorbea despre Harapal, ori despre Albă ca Zăpada, ori despre ea, cum mică fiind, făcea baie în lapte de bivoliță. Mie mi se părea la fel de fantastic, știi? Însă de atunci am niște amintiri așa, povestea despre cozonacii cu 300 de ou făcuți, despre tot felul de lucruri din astea pe care pentru mine erau de neconceput. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death. A fost o vreme când am fost atletă. Și eram cam leneșă, recunosc. Făceam săritura înălțime. Eram și înaltă. Dar trebuia să fiu prima. Eram în lotul... Cu Ilie Năstase, colegă. Colegă cu Ilie. La un moment dat, la un concurs, m-am accidentat. Și a trebuit să renunț. La 17 ani ați avut o ruptură de mușchi și s-a schimbat... Totul s-a schimbat. Toată cariera sportivă abia începută. Exact, da. În jumătate de an s-a schimbat tot. M-am consolat să dau la medicină. Am și început să învăț că pe vremea aia se intra foarte greu și se dădeau meditații sau așa ceva. Un coleg mai mare zice, dar tu ce faci? Zic, dau la medicină. Cum mă, tu la medicină? Nu faci...
Păi și în clipa aia, știi, te luminezi așa, știi tu cum se spune, se aliniază planetele. Doamna Lizet, mi-a ghicit în căț că mă voi mărita cu un tânăr foarte frumos, bogat. Adevărata iubire, dacă vrei, întâlnirea a fost cu George Motoi. Eram în clasa lui Monica Lertă. Primul meu iubit m-a prezentat asistentei Zoe Angel, pentru că și el fusese în clasa lor și i-a spus, băi, ai grijă Zoe, că e prietena mea, vine la voi în clasă. Deci Zoe undeva știa de relația noastră. Aveam o scenetă în anul întâi, o scenă de amor, așa, și noi, tineri, copii, așa, ne apropiam cam cu dificultate, așa, să-l iau în brațe pe băiatul ăla. El s-a uitat la mine, eram cam lemtănase. Zoe, era o dulce și mustăcea ea, așa zice, auzi, draga mea, de față cu toți colegii mei, gândește-te că ești cu știi tu cine. Opa! Deci, ai înțeles ce? M-a lovit sub centură, dacă l-ai cunoaște, chiar că te-ai îndrăgostit de el. Bine. I love my life. Am probat amândoi că doi copii verighetele. Bine că m-ai speriat! Dar, drag, cine? Îți arăt eu! Trebuia să vii poi mâine, de ce vii de astăzi? Și vreți să vă căsătoriți? Da! Acum, vă rog să luați loc, nu stați în picioare, vă rog, simțiți-vă ca acasă, vă rog. Și au urmat 23 de ani de căsnicie. Și au urmat 23 de ani de căsnicie. Cum au fost acești ani? Măi, au fost niște ani minunați, pentru că multă lume m-a întrebat după ce am divorțat de George, de ce am divorțat și bineînțeles că m-au blamat. Au fost niște ani minunați, pentru că el mă ținea în puf, fiind puțin mai matur decât mine. Eu eram, în familia noastră așa era, tata, mama, eram copilul alintat, a venit și George. Eram copilul alintat, eu făceam ce vroiam. Și eu nu simțeam, era o dragoste din asta, el mă adula și eu acceptam, adică abia pe urmă mi-am dat seama, că mie mi se părea că este foarte bine totul. Vă reproșați ceva anume? Nu, asta spun, deci nu, era minunat, discutam despre orice, făceam piese împreună, făceam, adică era minunat. Până când la un moment dat, Leo din mine a întâlnit... Și a făcut cu Într-un de service auto? Într-un service auto. Pe omul de afaceri, Gelu Frone. Eu l-am cunoscut pe Gelu și ți-am spus o lună de zile, tot ne chinuiam să nu ne apropiem, să nu, până când am hotărât să divorțăm. Și ați spus adevărul. Și a venit George acasă, liniștit, s-a așezat la masa Lengel cu lumânări și cu așa, știi, ca în filmele alea. El într-un cap, și eu am zis, George, vreau să divorțez. Șoc. Nu pentru că nu avea niciun motiv, adică nu aveam nici eu, nu știu de ce. Adică a fost o flacără. Eu sunt leoaică, sunt o pătimașă. Eu mi-arătam patima în personajele mele. Jucam banda, jucam tot felul de eroine din astea. Și acasă eram cu mințica și sobra și când am cunoscut pe Gelu, a răbufnit totul. N-am iertat-o niciodată. Atunci n-am conștientizat. Eram așa de nebună și așa de îndrăgostită încât, știi, când suntem îndrăgostiți, suntem egoiști. Nu mă interesa decât iubirea mea, o trăiam. Și pot să mă bazez pe tine? Într-o lună de zile am divorțat amândoi. Care și dânsul la rândul lui era căsătorit tot de 23 de ani. Tot de 23 de ani, avea doi băieți. Eu aveam o fată deja, mărișor de na, după 23 de ani. La Brăila exista o domnișoară foarte frumoasă, actriță în Brăila, Giliola Coconcea. Frumoasa teatrului, eleva mea, la care George, șocat așa, sigur că o plăcea, că erau cu
30 de ani mai tânără decât el. El era un rămas om de și bun. Singur, divorțat. Da, el a fost întotdeauna de bun simț și tot timpul se jena, spunea, îmi spunea mie, iubita, dar e prea tânără. Zic, măi, dar ea te iubește? Și au făcut așa un fel de, eu le-am făcut un fel de troc din ăstea, din Giliola. El te aduce în București, te aduce la Teatrul Național, îți dă numele lui, dar jurăm că n-ai să-l părăsești, că eu știam ce va veni. Uneori sunt niște lucruri pe care le-am făcut fără să fiu conștientă, adică parcă cineva m-a dirijat. Eu ne acceptam crizele de gelozie, dar simțeam. Uneori și acum mă întreb dacă nu cumva a fost lecția mea de viață, gelul, știi, că prea mi l-a luat. Prea agresivul surprins în loc. Mi-e receptor o voce de bărbat, strigă, alo, alo, doamnă, sunt comisar Manole, nu vă speriați, doamne. A fost un accident, soțul dumneavoastră l-a spitat. A făcut fractură de bază de craniu. Mama, când a auzit diagnosticul, mi-a zis, zice, gata, e terminat. A fost la municipal și eu am stat 4 zile, că nu murea. L-au pus la aparate, am stat 4 zile în care nu știu ce am făcut. Atâta țin minte că nici măcar n-am putut să-mi iau rămas bun de la el. Pentru că era, eu eram deja cunoscută și toată lumea zădea coate. Cezara Dafinescu, Cezara Dafinescu. Și la reanimare sau cum era acolo el, la aparate, când deja mi-au spus doctorii că o să scoate de la aparate, n-am putut să fac nimic pentru că stăteau, îi simțeam pe la uși, pe la ferești, să vadă cum suferă Cezara Dafinescu. Deci trauma mea a fost cu atât mai puternică, în sensul că nu puteam nici măcar să mă deconec, să-mi arăt suferința. A urmat un an groaznic. Îngrozitor. Ați fost în depresie, ați devenit bulimică. 6 luni, nu țin minte, dacă nu țin minte unde sunt lucrurile mele, unde... Așa, și ce făceam? Stăteam, aveam o casă superbă. Ți-am spus unde era casa și era lungă, așa, avea de la intrare, era living-ul și sufrageria, știi? Și stăteam, cum stăteam noi pe fotoliu și până la ușă erau vreo 60 de metri. Și eu stăteam, îl așteptam să intre pe ușă și mâncam. Știi? Atunci m-am și îngrășat. Cine v-a scos din starea asta, doamna Cezara? Măi, cine v-a ajutat? Timpul. Și pe urmă, după un an de zile, am primit un telefon și am fost invitată la un casting. Și asta m-a ajutat. Dar nici până acum nu sunt complet vindecată, știi? Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai. Des passants endormis dans mes bras. Sunt la o vârstă la care, știi cum e, tragem linie și adunăm. Adunăm zilele în care am iubit, zilele în care am urât, zilele în care am fost iubiți, zilele în care am fost urâți. Baza e acasă, cu familia, cu ce mi-a mai rămas din familia mea, cu fata mea, cu nepoții mei. Vreau să mă întâlnesc cu spectatorii mei acum, când pot să le transmit ceva. Sunt fericit să-i văd cu lacrimi în ochi, dar mă încarc și eu de emoția lor, așa cum eu le transmit emoția mea.